Bine ai venit, mă, Răzvane! Bine, salut. Te-am găsit! Salut. Ce faci, mă? Bine! Mamă, ia un loc aici, ți-am pregătit un scaun frumos ca pentru tine la transferul ăsta! Ce faci, mă? Frumos! Bine, bine! Bine? Am ai venit? Am să mă bărbiresc, să mă ajut văzut, cumva. Da. Păi te-am pus pe scaunul care trebuie, după cum vezi, este scaunul bărbatului sensibil. Ai probleme? Am probleme. E da, sensibil, este? Da, da, da. La banii ăștia te crești și eu și aș deveni dacă vă trebuie. Băi, păi am ce-ți trebuie, adică nu o să te... N-am brici, n-am dala, adică era pentru bun. Ăștia din divizia A, care... Corect, acum suntem altundeva. Am ceva special, uite. Am de la Gillette un skin guard sensitiv, este o chestie foarte nouă, adică o tehnologie cu două lame, atât. Nu patru, nu cinci. Câte goluri ai dat în penultimul meci? Două. Și a fost de ajuns, ai văzut? Se potrivește perfect. Asta am zis și eu. Două lame, după cum vezi, are și o bandă de-asta albastră care face niște chestii. Adică netezește pielea, te ajută să nu se irite. Adică aici e tehnologia, de fapt. Și o să te bărbiresc cu asta. Bine, mă las pe mâna ta? Băi, dacă vrei. Acum de-aia m-au luat pe mine, căci ca mână ușoară. Bun. La 120 de kilograme, cred că mâna e undeva la 40. Zic și eu. Ce zici, o facem? O facem. Foarte bine, bravo. Gata, mă. Poți să încerci și eu, că văd că... Păi bravo, mă, asta e și ideea, să încerci singur. Ia, scoate mână după pe linia lui Zoro. Ia de aici. Ia să te văd. Ești bărbierit, proaspăt, n-ai nicio iritație, cum te simți, e ok? Da, toate bune, pielea netedă, cum ai spus. Păi de la asta, apărătoarea aia, cum am zis, nu? Corect, da, da, da. Ai văzut imediat? Aia face diferență. Toți banii cum ar veni. Asta face chiar toți banii, așa era sloganul. De ce tot timpul de bani? Mă irită treaba asta, uite, vezi, când vorbești de bani, nu știu, mi-ai zis și mai devreme, 12 jumate și aia, cât câștigi, că o să se ducă banii, că o să... Așa este, într-adevăr, e ușor iritabil, dar vezi că n-am mai cunoscut. Eu am cunoscut cu datorii de 12 milioane jumate. Mă învârt în alte cercuri. Uite, vezi, na, acum, vezi, tu poate ai dat de alte persoane și poate de asta te aduce non-stop discuția să aduci vorba de bani. Mă irită când lumea întreabă non-stop de bani. Nu? Eu te cred, dar de asta s-a scos lama asta, că asta nu poate fi folosită la oamenii care știu cât costă fix o Eugenie, că e puțin mai scumpă, dar... Băi, e bine, ce să mai, eu sunt foarte bucuros, să știi. La noi, la actor, de exemplu, când vorbim colegial așa și mai zice, ai prins o reclamă? Da. Și ălaltul zice, ce mă bucur, dar nu e chiar de fapt, așa. Adică nu s-a se făcut bucur. Și infarturi de la treaba asta. S-a bucurat până a grăbat invalid. Eu la tine mă bucur sincer, 12 milioane jumate, Ajax, vine poi mine. Iară de bani, iară de bani, iară de bani. Vrei să mă eriți, vrei să mă agiți? Nu, mă, nu. Eu vreau doar să zic că sunt mândru. Te-am aici, am filmulețul ăsta, o să-mi aduc aminte. O să zic, băi, nene, ăsta când era el mic la 23 de ani și avea iritații, băi, uite, am filmat cu el. Ia uite-l acum unde. Bine, te las în pace, nu mai zic nimic, te las. Băi, te las, nu mai vreau să mai magit, încerc gata, să... Gata, nici ori mai zic, de bani ce vreau să zic, dacă poți să-mi dai și mie împrumut 100 de euro până mâine.